un fotbalist moldovean a fost inclus de englezii de la The Guardian în topul celor mai talentați 60 de juniori ai lumii. Este vorba despre Ștefan Bodișteanu, un jucător de doar 17 ani care evoluează în România sub aripa marelui Gheorghe Hagi. Cum se simte acolo și pentru care națională vrea să evolueze în continuare, aflăm din reportajul ce urmează. Ștefan Bodișteanu s-a născut la Chișinău și primii pași în direcția fotbalului i-a făcut în Academia celor de la Zimbru. În urmă cu 5 ani s-a mutat la Constanța, acolo unde a urmat școala de fotbal a marelui Gică Hagi. Contactat de echipa TV8, tânărul fotbalist ne-a povestit detalii legate de activitatea sa. Evoluez la Victor de 5 ani, a fost o perioadă, să spun așa, destul de treabă frumoasă și mă bucur că lucrurile merg în continuare foarte bine. Când a aflat că cei de la The Guardian l-au inclus în topul celor mai promițători 60 de juniori ai lumii, starea lui Ștefan a oscilat între nedumerire și fericire. A fost un moment unic de bucurie când am aflat că am fost inclus în topul celor de la The Guardian și asta îmi dă foarte multă încredere și curaj să realizez cât mai multe lucruri în cariera mea. Ștefan recunoaște că nu ar fi ajuns aici fără suportul marelui Gică Hagi. E mereu o presiune când l-ai antrenat pe domnul Gheorghe Hagi, dar cu siguranță, cum știți și dumneavoastră, poți să înveți foarte multe lucruri de la dumnealui, care pe mine m-au îndrumat de-a lungul timpului. În prezent, pe lângă viitorul Constanța, Ștefan mai reprezintă și naționala Under-17 a României. Totuși, acesta încă nu a luat o decizie finală în vederea selecționatei mari pe care ar vrea să o reprezinte. Puștiul poate alege între România și Republica Moldova. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor pe care am avut în timpul pentru Moldova. Însă, momentan sunt aici și datorită celor de la Academia de Fotbal Hagi progresez de la o zi la alta și este foarte important pentru mine să parcurg toate etapele echipei naționale. Iar când va veni momentul să aleg, sper că vă lua cea mai bună decizie. Ștefan Bodișteanu a debutat în acest an pentru echipa mare a viitorului Constanța, iar din acel moment a strâns 6 meciuri în toate competițiile și a livrat o pasă decisivă. Acesta evoluează pe postul de mijlocaș de creație, dar poate juca și în banda stângă. Aceste calități amintesc de mentorul său Hagi în tinerețe.